Două echipe de liceeni de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Căușeni au dezbătut tema „Există sau nu există corupție în educație?". O echipă afirmatoare și una negatoare, în formatul Karl Popper, au venit în fața celor prezenți cu argumente pro și contra, date statistice, studii de caz, articole din legislația din domeniu. Până la urmă, echipa afirmatoare a învins echipa negatoare. Mă numesc Onoi Sorina, sunt negatorul numărul 1. Am fost foarte cointeresată de această activitate, întrucât inițial nu știam că voi participa și a fost destul de interesant. Am aflat careva laturi noi referitor la corupție și dezbaterile le-am împăptuit pentru prima dată și, într-adevăr, mi-a plăcut. Ceva nou? Da, am jucat un rol și, să fiu sinceră, într-adevăr, corupția există și chestia asta mă lamentează foarte, foarte mult, pentru că noi suntem, cum spun, o lume deschisă și trebuie să nu persiste corupția în nicio școală, nicăieri. Trebuie să fim sinceri. Mă numesc Grigio Daniela, sunt din echipa afirmatoare. Tema dezbaterilor a fost legată de corupție și echipa noastră, a răspuns că corupția există în școli și învățământ, doar că trebuie de asemenea să fie o combatere oarecare între corupție, pentru că este necesar de a dezvolta economia țării și, de asemenea, de a proteja copiii de daunele atât fizice și morale asupra corupției care se asistă în școli și în instituții. Pentru prima dată am încercat să învăț ceva nou. De asemenea, a fost prima dată când am încercat să fac dezbateri în modul dat. A fost un pic stresant, pentru că am avut necesitatea de a pregăti discursul dat, care pentru prima dată este ceva interesant. De asemenea, premiile au fost foarte... îmi place. Mulțumesc mult! Participanții dezbaterilor publice s-au încadrat și într-o competiție de cunoștință privind prevenirea corupției în domeniul învățământului. Este vorba de un quiz organizat de Asociația Oștească Prospect din Cimișlia pentru tinerii din Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Căușeni în cadrul campaniei de informare și conștientizare privind prevenirea corupției în regiunea de sud. M-am descurcat destul de bine. Am răspuns la întrebări mai greu, dar până la urmă m-am descurcat. Mi-a plăcut foarte mult cum s-au prezentat cei care au participat și un pic emoție, dar a trecut. Ce pot spune? Mi-a plăcut foarte mult. Am avut un quiz unde am răspuns la 15 întrebări. Și în privitor la aceste 15 întrebări s-au oferit câteva premii, cum ar fi locul 1, 2 și 3. La aceste locuri s-au oferit cărți. Au fost două echipe. Mi-a plăcut foarte mult cum au vorbit, au fost foarte active și sunt încântată. Astăzi am participat la dezbaterile pe tema corupția. De asemenea, am jucat într-un test, Kahoot, am fost acolo câștigătoarea primului loc. Care au fost cele mai dificile întrebări? Sau... cu amenzele, în privirea amenzilor, pentru că acolo sumele nu le știam chiar precis, concret, dar am ghicit. Participanții s-au ales cu tricouri, seturi de cărți și diplome, au devenit mai informați la compartimentul prevenirea corupției în domeniul educației. Tema corupției în instituțiile de învățământ este actuală, din păcate. De asta e bine că astăzi am avut dezbatere cu afirmatori și negatori, cu echipe pro și contra, care au studiat și au venit cu exemple, cu argumente concrete referitor la există sau nu în corupție în sistemul de învățământ. Ca să recunosc, încercam să discut cu elevii care mă întrebau: doamnă profesoară, noi nu știm despre corupție în școală. Ce la noi în școală este corupție? Desigur că ei sunt cei care trăiesc viața activ, sunt elevi de clasa 11 deja, care au trecut sistemele de ciclu primar, gimnazial și acum liceal. Noi
ne facem studiile într-un liceu bine dotat, cu toate serviciile de calitate, cu toate necesitățile la moment, la zi, pentru elevi, bine organizate. Suntem o instituție cu 1230 de elevi la moment, care suntem supra-solicitați și din cauza că nu avem locuri, se întâmplă ca să nu poată veni la noi în instituție și alți elevi din zonele rurale care și-ar dori asta. De aceasta strict activăm după regulă sau după regulament cu districtul școlar și evident că serviciile de calitate cresc și elevi buni care astăzi au încercat să demonstreze că corupția în sistemul de învățământ nu este binevenită niciodată și poate ei, aflându-se în societate sau pe viitor și în calitate de părinți, vor fi cei care vor dezbate aceste subiecte și vor putea să se apere și vor înțelege că sunt multe alte modalități de a trăi viața, de a activa, de a te adresa și unui profesor, și unui medic, și oricărui angajat, oricărui lucrător, fără de a încerca să corupi pe cineva.